De dragoste. Celebrul Pantalone. Fiametta. Cel mai iscusit doctor. Cel mai fioros capitan Spavento. Ile tunete! Îndrăgostiții cei mai îndrăgostiți! Cea mai îndrășită colombina! Cel mai bun arlechino! 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 Cântărețu și cel mai șiret Brighella. Ce faci aici la mine? Învăță-te! De ce râzi de mine? Învăță-te! Dacă râzi de mine, râzi și eu de voi! Învăță-te! Și acum întinde-ți urechea că vreau să vă salut. Vă salut! Fiți cu ochii în patru la învârtelița mea. Învârte-te. Păi dacă se învârte soarele, luna, planetele, tu de ce să-l învârți? Învârte-te. Dacă se învârtesc roțile, tamburile, molezile, cei care fac rost de molezi, tu de ce să nu te învârți? Învârte-te. Dacă mi se învârte capul cu ochi, cu gură, cu urechi, tu de ce să nu te învârți? Dacă însă și lumea se învârte de mână, tu să stai pe loc? Învârte-te. De atâta învârteală-mi e plin capul de gărgăuni și de fluturi. Nu râdeți că se învârte și Alfonso de Mijorilă! Atunci când e plin de hachiță și puține deșteptăciune. Păi se învârte și Alfonso, doamnele mele, de atâta împăunare și trufie. Că tot ce pe lumea asta se învârte. Dar cel mai tare o să învârte comedia pe care o veți vedea. Atâta o să învârte că o să muriți de râzătă și voie bună, că e vorba de capete care s-au tucit până s-au învârtit. Și acum învârte-se dacă e așa treaba. Învăță-te! Mare chin și dragostea asta!
Uite așa, te împungi de ți-a lungă somnul. Iar dacă tot nu e chip să dorm, m-am gândit să-i vin de hac. O să-mi iau o soțioară tânără care să-mi facă nopțile mai scurte și mai dulci. La naiba cu făduia! Fica doctorului Grațiano nu va fi nevastă potrivită? Are numai 19 ani, e frumoasă și cât se poate de sărac. Iar eu sunt bogat. Dar iată-l venind chiar pe tatăl ei, care se ia cum palivernele. Florența e capitala Toscanei. La Toscana s-a născut Locvența. Regele Locvenței a fost Cicero. Bine ați venit! Cicero a fost senator la Roma. Roma a avut 12 cezari. 12 luni are anul. Anul se împarte în 4 anotimpuri. 4 sunt elementele universului. Apă, aer, foc, pământ. Pământul este arat de boi. Boia o pielea tăbăcită. Din pielea tăbăcită se face încălțăminte. Încălțămintea se pune în picioare. Picioarele servesc la mers. Mergând am ajuns ca să ajung. Ajungând ca să ajung să vă salut. Bine ați venit. Vă salut cu mult respect. Mă închin cu toată stima. Asemenea. Ai, ce durere afurisită. Aia, mă apuc așa o înțepeneală. Ce cu doctorul, mă imită? Domnul Pantalone, îți bate joc de mine? Ia să-i zic una tare. Ce-ai rămas așa pe cine ca un semn de întrebare? Mă gândeam dacă nu vă privesc prea de sus și m-am aplicat. Din partea mea, eu sunt acela care mă silesc să vă vorbesc de la aceeași înălțime. Atunci să mă plec și mai mult, că sunt cu un cap peste dumneavoastră. Chiar de v-ați urcat pe scară, tot ați putea să fiți mai jos. Capul meu plin cu învățătură, se ridică mult deasupra unui cap sec. Până la copere nori, încât se vede că vă lipsește. Atunci priviți-mi spatele pe care vi-l întorc. Întorc spatele. N-am cum să-l văd de vreme ce mi l-am întors eu mai întâi. Vă salut! Păreați grăbit, păreați. Eu? Vorbă! Treburi v-am așteptat. Graba era de partea dumneavoastră. Încă n-am auzit ce vrei să spuneți. Sunt gata să accept căsătoria cu fiica dumneavoastră. Depinde care-i zestrea. 3000 de cechini, o sumă frumușică. Fica mea e și mai frumușică și pe deasupra și tânără. Diferența de vârstă se plătește. Dubla suma, dublați. 4000, atât. Găina bătrână face zeama bună. Dar și câte lemne trebuie să-i pui? Aștia nu sare departe de trunchi. Cine se scoală de dimineață, departe ajunge. Cine fuge după doi iepuri, nu prinde niciun. Unde-i unul, nu-i putere. Dar și câte lemne trebuie să pui? Fie mea, da. Sunt încă în plină putere. Ia uitați-vă cum știu dansa. Flacuri, eu știu mai bine. Să fie 5.000 de țechini. Ca să nu mai pun la socoteară cinstea de a vă rudi cu un savant ca mine. De vreți să știți fiul dumneavoastră și chiar vestitul capitan Spavento? Îi dau întâi cu ale fetei. Aoleu, nu mai ai de pierdut. Dau acești bani cu condiția ca să facem munda chiar în astușeară. S-o chem pe Fiameta. Hei, Fiameta, coboară de grabă! Coboară. Dar vin odată, stă sus. Coboară! Vine, vine. Iată-mă! Draga mea, am să-ți dau o veste bună. Signor Pantalone, aici de față, mi-a cerut mâna ta. Ai auzit, Colombina? Lelio l-a convins pe semne să mă ceară în căsătorie. Iar eu încuvințez această căsătorie. Mă topesc de fericire. Emoția mă împiedică să vă arăt recunoștința și bucuria așa cum se cuvine. Ce proști am fost când m-am tocmit pentru zestre. Dacă e vorba de emoție, pot să vă spun că abia sunt în stare să dau glas cântecului ce l-am compus pentru a-mi exprima fericirea. S-auzim? Fia mea, ta frumoasă, când te văd în casă, săr de la masă. Fia mea, ta iubită, te fac fericită. Viața ți-o dau, iubirea ți-o iau.
Viața ți-o dau! Bine, 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 ajunge! Nunta o să o facem chiar în astă seară. Chiar și acum? Veniți-vă în fire, stăpână, nu vedeți că nu domnul Leliu o să vă fie sau și tatălui? Stăpâna mea! De emoție nu poate să zică că e o mare cinste pentru dânsa ca un bărbat atât de frumos, de viteaz și de grațios ca signor Pantalone a cerut-o în căsătorie. Ei, tot stăpâna mea mai spune că totodată este o mare nenorocire pentru dânsa că trebuie să respingă această căsătorie din pricina diferenței de vârstă. Da, tot stăpâna mea mai spune că îi ajunge un singur tată. Și dacă legile naturii sunt atât de crunte, încât în curând o să o lase orfan. Nu vrea să fie în același timp și văd. Și de aceea să-i dați de soț pe fiul domnului Pantalone. Miserata! Stăpână! Doamnă Fiametă, nu! O să o omorâți de-a binelea, mai bine v-ați gândit să o faceți fericită. Niciodată! Slujnica e o neobrăzată de vorbește în numele stăpânei. Neobrăzarea fiului dumneavoastră, care îndrăzi să fie mai tânăr. Tinerețea fără bani pentru dosă nu o să ducă prea departe. Mai ales dacă mai puneți la socoteală 1000 de țechini în plus pentru câteva daruri de preț. Femeile sunt simțitoare la asemenea atenții. În ceea ce vă privește n-aveți nicio grijă. Sunt întru totul de partea dumneavoastră. Lăsați-ne, vă mai plecați. O, fiule, în felul acesta mă răsplătești tu viața pe care ți-am dat-o. Poate ai dreptate, un măgar de tragi cu copitele în cel ce ți-a vrut bine. Poate te-a conceput o pisică de zgârâi mâna care te dezleargă. Ce naște din pisică, șoareci mănâncă. Da, dar lasă, nu o să fie o șoarecele. Ei, Arlechino, ești în casă? Nimic nu-i mai bine pe lumea asta decât să mănânci când ți-e foame și să dormi când ai vise. Ce tot faci acolo? Am impresia că puneți sala pe măgat. Dar măgarul l-am vândut săptămâna trecută. Ei, Arlechino, n-auzi că te chem? Păi gata, s-am să zic. Da. Ce făceai cu țesara în mână? Frecam porcul. Cine te-a învățat să frici porcul? Învăț-l, mă învățai cu măgarul și acum mâna merge singură. Uite așa. Măgarul s-a mai îngrășat. Aș, nici un deget între el și dumneavoastră. Măgarul, nu ți-e rușine să asemeni porcul cu stăpânul? Măgarul! Măgarul l-am vândut săptămâna trecută. A. Am zis care-i diferența și nu asemănarea. Pentru că veni vorba de porc, am să-ți fac o bucurie. Pune-te să-l tai. A, nu! Nu, stăpâne! Nu! Fie-vă milă! Cu cine mai dorm eu? Cu cine mai mănâncă lângă el mi-e locul, stăpâne? Lăsați-l în viață! De ce rugăciune așa fierbinte, am să-ți fac pe plac. Oh, mulțumesc! Mă gândeam doar, mă gândeam, că jinduiești după niște caificați bine prăjiți, stropiți cu suc de portocale, sau după un jambon rumenit, cu miros de ei. Păi dacă e vorba de asemenea mâncăruri, eu acum pun cuțitul pe el. Da, stai, stai eu. Odată ce ți-am spus să lăsăm în pace, eu nu-mi iau cuvântul înapoi. Da, stăpâne, ce să facem cu dito mai porcul în casă, stăpâne? Eu mă duc să-l tai. Stai, stai, dacă te arăți slugă credincioasă, am să-ți fac pe plac. Trebuie să mă ajuți însă într-o anumit chestiune. Da, 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 da. Am hotărât să mă însor cu fica doctorului Gratiano. Aoleu! Ce te speri? E, nu așa mă bucur eu. M-aș bucura și eu dacă fiul meu nu i-ar băga în cap fete că sunt prea bătrân pentru ea. Trebuie să mă ajuți. Dar ce pot să fac eu că nu sunt vrat să mă întineresc? Să-l țin pe Leliu cât mai departe de casa doctorului, până de seară. Apoi, ia acești bani. Ia acești bani. Mulțumesc! Stai! Cumpără daruri scumpe și să le duci fiametei. Cu acest prilej să-i vorbești de adevăratele mele virtuți ponegrite de Leliu. Lăsați pe mine că spun tot ce-mi vine la gură, stăpâne! Așa, să-mi dai socoteală pentru fiecare bani. Da, 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 da. Ne întâlnim aici la ora prânz. Da, 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 da. Strașnică vestea mea, auzi. Mă umple de râs așa cum pe senior Leliu o să-l umple de plâns. Bravo! În loc să se gândească să-și așterne de culcușul de veci, signor Pantalone se gândește să se culce lângă o mireasă tânără. Hei! Alechino! Bună, Mira! Bine că te văd! Da, eu!
Stăpâna mea m-a trimis la tine. Iar stăpâna mea m-a trimis la stăpâna ta. Tot trimițând așa ajungem să ne întâlnim și noi. Lasă pălăvrăgeala. Stăpâna mea e necăștă din pricina anunții. Păi tot din pricina anunții sunt necăștit și eu. Că n-ajungem să te mai luăm odată. Dar tu te gândești mai la anunta, stăpâne. Trebuie să o împiedicăm de grabă. Dar ce, pe a noastră ajută careva? Pentru a noastră mai e timp. Păi dacă e așa, atunci o stricăm. Ce să stricăm? Nunta! A cui nunta? Nu vorbeai de nunta, stăpâni! Lasă ce spuneam, îți spuneai că vrei să stricăm nunta! Eu pe stăpânilor credeam că vrei eu să o stricăm! Nu e adevărat, tu ai spus că trebuie să stricăm nunta noastră! Eu pe stăpânilor credeam că vrei... Babea noastră... Dacă tu vrei să o stricăm pe a noastră, atunci o să o stricăm pe a noastră! Vorba că ți-arăt eu! Da, e... mi-arăt... Să mă bată Dumnezeu dacă mai pricep ceva cu atâtea anunți. Cei care trebuie să se căsătorească nu vor să se căsătorească. Cei care vor să se căsătorească nu trebuie să se căsătorească. Nu de bună seama că pe aici bate un vânt de nebunie. Spavento! 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 Capitanul Spavento, din Valea Infernului! Infernului! Fisa Dracului! Bine zis! Regea Cavalerilor Ordinului Termagismului! Cel mai mare cuceritor al lumii! Fiul Fulgerului și al Terei! Neam cu moartea și prieten cu marele diavol din iad! Cu marele iad din diavol! Hai, întreabă-mă! Ce s-a întâmplat la vânătoarea de urși? Cu o săritură m-am înălțat în a opta sferă și acolo am ucis ursa mică și ursa mare. Apoi am sărit în a sfera a șaptea și acolo am fost luat prizonier de Saturn. Ce s-a întâmplat mai departe? De a șaptea sferă m-am înfuriat așa de tare că am spart cu piciorul cercul lui Saturn și am sărit în fața sultanului. Auzi numele meu, sultanul descălică pe dată și căzu la picioarele mele, sărutându-le. Apoi mă condus în seraiul său, unde am cunoscut toate cele 200 de femei. Iată-și pe fanfaronul nostru, vine la timp să-mi bagi în buzunar câteva paraluțe, să pun totul la cale. Hai, Pedrolino, nu mă ține de vorbă, acordează strunele. Iubita mea fiametă, așteaptă să-i cânt. Mare minune dacă n-o să fim iară ciomăgiți. Cu toate astea n-am să dau bir cu fugiții. Dragostea mă îndeamnă să aștept în speranță că voi vedea chipul Colombinei iubite. Hey!
dus pe Cocca. Bine, trăznete! Cine e neobrazatul? Voi de mine, dumneavoastră sunteți! Fie vă milă! Nu tremură! Inima-mi tine de frică să-mi treci pe Braimon! Sunt și un biet vestit cântareț. M-a poftit domnișorul de colo să cânt domnișoare de timcoace, pentru că știți, eu cunosc cânte cu care ațâță dragostea. Bine, de turete! Hai să cânti pentru mine! Ha? Domnișorul mi-a dat arvună, 15 sechini? Nu mă uit eu la 15 sechini. Hai, cântă! Vocea mea sună fals dacă n-aude cum sună banul. Scoate-și cei 25 de sechini. Nu cu lemne, nici cu jar se ațâță dragostea când pe cerul afar și apare pacostea. Prinde-n brațe îngerașul care toarce ca o bâță și când doarme tot orașul o răpești și-o pui pe cal. A cui voce mă tulbură? A iubirii mele, că șuvițele tale sunt lanțurile de aur care l-au încins pe fiul infernului. Ochii tăi, azbârle săgeți, ce-ți predelesc miezul tuturor inimilor mele. Narele tale sunt piese de artilerie ce bombardează acest piept. Vai, dar de ce mă chiniți cu asemenea vorbe meșteșugite? Dorești din cetățile așezate pe lună? Dorești spada lui Poaicii de pe Marte? Râvnești la dejunul lui Mercur dintr-o broască țestoasă? Le vei avea pe toate la picioarele tale, la olaltă, cu făptura mea vitează. Devingătui o întâlnire. Nu vă pot rezista. Aveți încredere în omul care va învăța cântecul. El o să vă aducă la mine pe curând, dragul meu căpitan. Pe curând. Omule! Da, mă rog! Te fac rege în țara pe care o cuceresc dacă mă duci la iubita mea. Pentru asta e nevoie de puțină dibăcie și de și mai puțin bani. Vreo 20 de secini ca să vă schimb înfățișarea. Toate averile pentru femeia iubită. Lăsați asta, ajung 25 de secini. Bine, să mergem să mă împrumut pentru 20 de secini. Am spus 35, că urmez. 35. Bravo, Spavento! Astă seară iar o să rămânem nemâncați. Dar ce-mi pasă? De mâncare mi-arde mie când mă mistuie dragostea. Am să încerc și eu cântecul pe care l-a cântat stăpânul meu Adineauri. Poate îi place și Colombinei, așa cum i-a plăcut stăpânei sale. Iar de va apare la fereastră, voi rosti întocmai cuvintele cu care stăpânul meu și-a fermecat iubita. Nici cu lemne, nici cu jar se ațâță dragostea când pe cer e lună iar și te împinge dragostea. Fereastră? Iubirea mea, căci șuvițele tale sunt lanțurile de aur care l-au încins pe fiul infernului. Ochii tăi, azvârle săgeți, nările tale. Cuvintele astea le-am mai auzit eu. Era trimis probabil caragiosul acela de capitan pe vreunul care să nu mă lase în pace. Pleacă de aici, băiete, dacă vrei să pleci cu pielea întreagă. Colombina, cu ce te-am supărat?
Nici n-a vrut să mă asculte. Cu ce eu-i fi greșit? Am mai pus mâna pe pungă. Ce te poate îmbogăți mai mult decât prostia și patima albă? E vreun rău în asta? Dacă un om înzestrat cu puțină abilitate eliberează 2-3 pungi silute prizonieri de unul mai puțin înzestrat, înseamnă că a furat? Da. Ce înseamnă să furi? Să găsești un obiect înainte de a fi pierdut cel care îi aparținea. Două inele, două brățări. Stăpânul meu își deschide punga numai când e vorba de nebunia lui. Mă tasă cu broderii fine. M-ar face bucățele dacă aș prăpădi ceva din toate astea care mi-a dat el să le cumpăr. Iată-mi cu două inele, două bagere. Încă o căscă bună de jumulit. Mă tasă. Încotro, Arlechino. Miguel, uite, tocmai duceam niște nimicuri stăpânii tale. Nu, că am poruncă să dau cu mâna mea. Ești cam slab la porunci de când nu ți se dă de mâncare. Ia uite cum sunt plătit eu. Păi dacă pun la un loc tot ce mi-a plătit senior pantalone până acum, păi nu faci atât. Dacă te îmbii aceste pungi, eu le pun la bătaie. Le împarți cu mine? Nu, ți le dau întregi dacă te pricep să le iei. Hei! Jucăm? Bucuros! Hai, stai, stai, așa. Cine mai stă aici? Să le pun cu grijă că dacă le prăpădesc, mă nenorocește. Pe bine, da. Păi, este un dar. Ah, ce da, cu bucățele, mă, ca așa. Oh, un țechin. Eu dau primul, nu? Da, tu nu pui nimic? Păi n-am nici o lăscaie. Am promotă de la stăpânul tău. Oh, ți-ai găsit? Ești un prost. Pune în locul banilor nimicurile astea. Oh, dacă le pierd. De ce te gândești la pierdere și nu la câștig? Cu asemenea bănet poți să mănânci pe săturate. Să fie al dracului dacă n-are dreptate. Da, uite, Brighela, stai! Stai că pun! Uite, pun, ce se pun, pasă în locul, că-i prea scumpă. Uite, pun un inel! Da, tu mai pui un țechin. Un inel pentru doi țechin, așa e bine. Iubați, iubați! Că faci pinte bună! Uite, stai că acum pun ăștia doi țechini care ți-am câștigat, pun și inelul ăsta că văd că-mi poartă noroc, pun și niște mărgele, pun și o brățară, dar tu pui 5 țechini. Hai, pune! Bine, tot te dau primul, nu? Iată-ți banii, 12. Mi-a luat un inel, niște mărgele și o brățară. Brighela, jucăm pe tot. Uite, eu îți spun tot ce am și mă tasa asta, pune și tu toți banii. Ia acum, pune tot. Ai pus și ce ai câștigat de la mine din nou? Da. Bine. Ține acolo. Asta 12! Și eu asta 12! Tu ce aici? Paisprezece. Ciudat zar. Bietul de tine, ai pierdut totul. Mai că mai guliță mă omoară. Așa a vrut Dumnezeu că aceste lucruri să nu-i mai bune. Patima nebună a stăpânului tău trebuie pedepsită. Încă mult băneta mai putea scoate pe ea dacă ți-ar veni mintea la cap.
Ce mă fac? Zgripturile de pantalone mare pentru o lescaie pierdută, dar pentru asemenea pierdere, în loc să moară el, mă omoară pe mine. Ce mă fac? Am găsit. Decât să mă omoare el, mai bine mă omor eu singur. Da, asta am să fac, că nici nu am pentru ce să trăiesc. Colombina e supărată pe mine. Îmi chiore mațele de foame. Am să mă omor. Dar cum să mă omor? Am găsit. O să-mi înfig un cuțit în inimă. Nu, că curge sânge și pe urmă nici n-am cuțit. Am găsit. Am să mă nec în râu. Nu, că până ajung la râu mă prinde pantalone și mă neacă el într-o baltă de sânge. Ce mă fac? Cum mă omor? Am găsit. O să mă întind aici și o să mă gâdil și atât am să râd, încât am să mor de râs. Asta am să fac. Ia să ne întindem noi aici, să ne gâdilăm noi, De atâta supărare nici de râs nu mai viarde. Ce mă fac? Domnilor, nu vă supărați. Dacă cineva dintre dumneavoastră vrea să-mi servească de exemplu, îl poftesc aici pe scenă în locul meu. Ce mă fac? Am găsit. Am să mor de supărare. Da, asta am să fac, am să mă întind aici și am să plâng. Și atât am să plâng cât am să mă topesc cu totul. Destul de cald aici, nu o să răcesc eu. Asta am să fac. Adio! Spune-ți la toată lumea! Spune-ți la toată lumea că Arlechino a murit cu burta goală! Nu că... Picioarele merg singure, ducând cu ele dorurile și speranțele pe care... Și speranțele... Pe care vreau să le... Între el cum stă și trage la ageasă. Hei, Arlechino, scoală n-o să-ți fie bine dacă te găsește aici tata. Tatăl nostru care le ești în ceruri. Am și ajuns? Unde? În rai, de bună seamă. Rai acolo. Eram la porțile lui și eu habar n-aveam. Mă duc înăuntru. Dar tu ce păzești pe aici pe afară? Pe îngerul vieții, hai să-i cântăm. Hai să-i cântăm. Nu, că mi-e încântă stomacul de foame. Mă duc înăuntru, ce crezi, aici e ca pe pământ? Sau e ca în rai, le dă servitorilor să mănânce pe săturate, eh? Ți-am poruncit să cânt. Tăte, aici, pe aici sunt porunci. Nu mai lipsește decât scripțurile de stăpân meu. Signor Pantalone, care tot nu mai are el multe zile de trăit. Și ar face un bine lui signor Lelio, celălalt stăpân al meu, care umblă cu cap atât de departe de trunchi, încât aici e un trunchi fără cap, care umblă cu cap. Dobrăznicești! Ți-arătuți, iar nu. Bui. Da, oprește-te odată. Stăpâne! Ce s-a întâmplat? Ați murit și dumneavoastră? Ce bine îmi pare că nu sunt singur pe aici, prin rai. Dar ce s-a întâmplat? Nu v-ați ținut supărarea tocmai acum când se tăia porcul pentru nuntă? Care nuntă? Păi se căsătorește fica a doctorului Grațiano. L-a convins pe tatăl meu. Dulce, astăzi la urechea de Chiron. Dar de unde știi? Mi-a zis chiar soțul. Care soț? Păi soțul soției. Care soție? Soția cerului care o soție. O soție atât de bine când o să-i vedeți nici umbra. Cine o soție? Păi soțul, nu spusei? Eu sunt soț. Noastră sunteți un soț fără soț. Fără soție vrei să spui? Chiar așa cum spuneți. Tu spuneai. Păi tatăl dumneavoastră a spus. Ce a spus? Că se căsătorește cu fica doctorului Grațiano. Cu iubita mea? Dar cum încolo să fie mamă vitregă iubită? Soarte atât de crudă cu mine. Soarte atât de crudă cu el. Dragostea mea a fost în zadar. Dragostea mea a fost în zadar. Credinciosul meu, Arlechino, unde ești? Scornește tu ceva să înlături această căsătorie. De, dacă n-aș fi murit, aș fi scornit eu, da, așa. Ce tot vorbești? Cine a murit? Bietul de mine. Adică bieții de noi, că și dumneavoastră m-ați urmat, stăpâne. Să profităm că suntem în rai și hai să facem o minune. Aici nu e rai, aici e iadul. Aoleu, ne-am ars. Îmi arde sufletul. Păi dacă nu știam eu de unde vine atâta căldură. Îți râs de suferință. E, cum mi-aș pehli de vahim. Tâharle, ți-am râs. Are trecușor, iad. Pe semne că la asta am fost osândiți. Să ne ciumăgim unul pe altul pentru păcatele noastre de pe pământ. Acum e rândul meu. Ce-am
Eu, brăzatule, nici mâna am putut să vă lui tău! În primul rând că nu ridic mâna, ci ridic piciorul, dar dacă vrei să ridic și mâna, ia uite! Cum se ridic? Ia uite, per. Ia uite acolo. Hai, dați-i dumneavoastră. Hai, dați-i. A, păi nu așa. Nu așa. Așa, da, hai. A, e bine. A, stăpâne, mă doare, nici așa. Dar de ce vă doare? Că eu am fost prieten odată cu unul care a citit el o carte și acolo scrie că pe morți nu-i mai doare nimic. În schimb, pe mine mă cam mai doare. Păi dacă mă mai doare, înseamnă că am înviat. Și dacă am înviat, iar o să mănânc pe săturate, iar o să pot să vă ajut și iar o să vă purtați cu mine toată ziua. Numai așa o să-mi... Să împiedici această căsătorie, bravul meu, Arlechino. Cu împiedicat ăsta m-a mai împiedicat eu odată. Știți ce? Ce? Mă duc la Brighella, că îl pășește mai cu grijă decât mine. Bine, păi dați-mi drum. Așteptați-mă aici. Arlechino. Da? Arlechino iese. Intermezzo. Lelio și Fiametta își cântă dragostea. Unde ești, iubire, unde? Noaptea vai îmi leagă ochii. Zidul rău acum te ascunde. Vinul mă tăsoase rochii. E târziu, nu pot să scap. Rochea e îndulată. E târziu, nu pot să scap. Rochea e îndulată. N-am scară să mă sui, nici ochean să mi te apropii. N-am o cheie să descui, poarta și pe mani gropii. Cheia e iubirea ta, dacă mor te voi urma. Cheia e iubirea ta, dacă mor te voi urma. Zbor să fac dintr-o și-n grilă. N-o să sar ca un zânzar. Fia meta-mi prinde milă. Vântul șterge lacrima. Lelio, eu sunt a ta. Cheia e iubirea ta. Dacă mor te voi urma. Arlechino mi-a dat de știre că a sosit în orașul nostru un vestit magician care e în stare să facă toate vrăjile. Ai vorbit cu vraciu? Îndată va fi aici! Mare minune zău! I-a spus că sunteți în vârstă de 63 de ani și 3 luni, apoi el a luat o pană, o cerneală, o hârtie, a scris nu știu ce a tot scris el pe acolo, pe urmă a împărțit și a spus că o să vă facă să arătați de 21 de ani și o lună. De o vârstă cu fiul mie. Întocmai! Domnule Pantalone, am venit să vă fac tânăr. Ce treabă mai și asta? De auzit l-am auzit? Dar de văzut nu-l văz. Nici eu. Când m-auziți, nu mă puteți vedea. Iar când mă vedeți, nu mă puteți auzi. Priviți-mă! A, da, parcă-l văz. Și ziceți că o să mă faceți tânăr? De 21 de ani și o lună. Ce te-am mesec eu? Cu vraciu am vorbit. Dar vraciu vorbește prin mine, n-a spus că dacă îl vedeți nu-l puteți auzi? Domnule vraci, o să coste mult întreținerea mea. Ce zice? A, nu, puterile mele n-ar mai valora nimic dacă nu l-aș oferi pe gratis. Ăsta-i cu adevărat un magician și nu un șarlatan. Pentru osteneala mea nu cer nimic. Vor trebui câțiva țechini pentru schimbarea dumneavoastră. Ce cheltuia? Ca să vă metamorfozați părul și barba în culoare neagră, e nevoie de o oală de făină cernută.
Bine, fii, Arlechino, duce și aduce făina cernută. Imediat! Ca să dispară mureșala bătrâneții, e nevoie de o bucată de brânză de Piacenza. Vreo 20 de livre. Dar n-am brânză din aceea de Piacenza. Domnul Vraț spune că e bună și brânza de Rimini, din care avem noi o bucățică jos în pivnițe. Formidabil, Vrațul ăsta, stăpâne. De unde știi că avem noi brânză de Rimini? Bine, fii, adu și brânza. Adu și o bucată de unt din cel mai fin, ca să dispară zbârceturile. Dar n-am unt din acela fin. Da, dar aveți în pungă niște țechini cu care se poate cumpăra. Adu-ntu. Mai trebuie 10 țechini pentru vesminte noi de mătase. De mătase. Păi dacă mergem așa, o să arăt mai tânăr decât trebuia. Dar rămân și fără o lețcaie. Tocmai am văzut în pungă 2 ducați florentini. E tocmai ce ne trebuie ca să vorbiți Toscana. Nici prin gând nu-mi trece să dau atâta bănii. Stăpâne, nu faceți una ca asta. Vrace ăștia să-i dracului de îndărădnici. Odată se răzgândește, nu mai este nimic din toată afacerea. Bine fie, uite, uite ia bani. Dacă vreți să arătați ca un tânăr de 21 de ani și o lună, vă duceți la un tăbăcar, cumpărați o blană de berbec și spuneți așa: îți poruncesc blană de berbec, să-l ferești pe pantalone de necazuri și de ghinioane. Iar dacă puneți blana sub braț, vă veți înfățișa cu barba și părul negru și toate celelalte pe care vi le-am promis. Nu uitați! Îți poruncesc blană de berbec, să-l ferești pe pantalone de necazuri și ghinioane. O să avem macaroane și de cei 2 săptămâni de pe urma bărbii bătrânului. Te pomenești că pentru nunta mea sunt macaroanele și tăiței aceștia. Cele ce vor urma ne vor face să râdem o hohote. Iar Lechino, mă duc la capitanul Spavento. Tu rostuiești niște veșminte ale Columbinei ca domnul Lelio să poată intra în casa doctorului. Da. Ce? Să fie primit. Ce? Iată-l pe tatăl mea voastră, îl văd venind. Aduce cu dânsul blana de berbec. Primiți-l așa cum se cuvine, stăpâne. Eu mă duc să-mi aduc niște haine de cuvine. Batoare până într-atât de mult încât nici propriul meu fiu nu mă recunoaște? Sunteți de prin aceste locuri, domnule? Da, tinere. Cine? Dumneata e străin de orașul nostru, nu-i așa? E chiar așa. Sunt un tânăr școlar și în vârstă de 21 de ani și o lună și am venit să studiez aici. Ce mai să studiez aici. A, dacă nu mă înșel, mi se pare că sunteți un tânăr gentilom din Florența. Chiar așa. Magicianul s-a ținut de cuvânt și mi-a schimbat și graiul. E timpul să mă înfățișez fiametei. Fiameta? Treburi gramnice mă cheamă. Vă las cuvinte. Datoriile ce le am față de patria dumneavoastră mă obligă să mă însoțesc, domnule. Vă rog foarte mult să mă vedeți de treburile dumneavoastră. Avem timp să ne revedem. Da. Ar fi un semn de nepolitețe dacă nu v-aș însoți, domnule. Nepolitețe, că nu mă lăsați în pace. Că nu mă lăsați în pace, domnule. În pace, domnule. Nu mi-a trecut prin cap să-mi pun pielea de berbec pe spate și să devin invizibil. Îți poruncesc piele de berbec să-l ferești pe pantalone de necazuri și ghirioane. Dar unde-o fi dispărut gentilomul? Gentilomul acela tânăr și frumos, că era frumos. Unde-i gentilomule?
Ajutor! Ajutor, oameni buni, am orbit sau mi-am pierdut mințile? Dar ce s-a întâmplat, stăpâne? Vorbiți de unul singur! Arlechino, ai sosit chiar la țanc! Era aici un tânăr gentilom care a dispărut ca prin farme. Dar de unde nu v-am văzut decât pe dumneavoastră, stăpâne? Probabil lectura înaintea somnului v-a spus să nu mai citiți atâta. Duceți-vă în casă și odihniți-vă. Îți spun că aici era Arlechino. Da unde fi, signor Pantalone? A spus că va fi aici într-o jumătate de oră. Eu stau și aștept cel nenică. Ia să mă desfăd eu puțin cel și pe urmă să-mi văd de treabă. Îl cauți pe stăpânul tău! Ce-a fost asta? A vorbit cineva? Ce vrei de la stăpânul tău? Te vorbit, vorbește ceva, dar de văzut nu văd pe nimeni. Nu ia bună! Ia să-l sper eu puțin de el. Ce-a fost asta? Oh, maica mea grăbiță, ce-a mai fost și asta? Să știi că pe aici sunt duhuri necurate. Dacă nu mă apăr, să mă duc în iad. Ia să mă apăr eu! Ce tare, tigărosule, sunt stăpânul tău! Stăpânul meu din carne și oase, nu din... Acum mă recunosc? Ha, tinerenule! De unde a apărut? Te ții de șos? Să arăt-ți! Cicălosule, ai uitat că brațul m-a schimbat într-un tânăr de 21 de ani și o lună. Minuna minunilor! Dumneavoastră sunteți stăpâne, dar nici nu v-am recunoscut. Ia! Ce zic de veșmântul ăsta de mătași? Ia! Împodobit cu aur! Zic că șeful prezbei croitorilor, când o să vă arăcă numai cu doi țechini, se pot face niște haine așa de somtoase, o să crape de ciudă că preajul poaie pe toată lumea! Să mă croiască braciu hainele de-acum ca lui Pantalone! Ce, mă? Cât costă hainele pe tine? Doi țechini! Doi țechini, de mână făcut de ce? Îți spună cât după ce termin. Să nu-i ne-ntrunge, bine. Măgarul! Măgarul l-am vândut săptămâna trecută. Bine că mi-a dus și aminte. Cine mi-a luat punga de la brucă rămăsei vreo un bani? Pe asta face parte din prețul reîntineririi, stăpâne. Ați mai văzut dumneavoastră vreun tânăr căruia tatăl să-i dea bani de cheltuială? Te-ncicu! Du-te la fiamaita și spune că vrea să-i vorbească cu un tânăr de 21 de ani și o lună, ticălăsule! Îndată, iau! Îndată să-mi... Măgarul l-am vândut săptămâna trecută. Ticălăsule! Am auzit că stăpânul meu se îndreaptă încoace. Am alergat înainte să o caut pe Colombina. Poate că de data aceasta soarta va fi mai prielnică și dragostea va fi răsplătită. Dar ce văd? Inima bate mai încet, picioare nu vă topiți și alergați către ea. Buze, dați grai cuvintelor ce inima le naște. Iată pe drăcoaică de serva doctorului. Are pe vină încoace, iar ținerețe-mi dăghesc către ea. Nanaiba, bătrânul tot pe aici își face veacul, ia să iau ușurel să nu mă recunoască. Ei, bătrânul drăcoaică! M-a stat stăpânul meu, domnule! Stăpânul tău nu e acasă. Ia uite-te la mine. Mă recunoști? Nu vă recunosc, domnule. Ei, hai, curaj! Eu pe femeie le iubesc, nu le mânc. Nu vă cunosc, domnule. Păi cum să mă cunoști dacă sunt străin de aceste meleau? Dar sunt arătos, nu-i așa? Da, domnule. Dacă s-a arătos, înseamnă că îți plac? Da, domnule. Dacă s-a arătos și îți plac, de ce nu-mi dai o sărută? Ochii mai bine v-ați închide pentru totdeauna. Încă o dată, nu mi-a fost de ajuns. Nu, alte date, domnule, dacă mă vede stăpâna mea... Ai dreptate, nici pe mine nu trebuie să mă vadă. Și pe când să fie acest altă dată ca să ne desfătăm nestingerici? Am ies în nopții, așteptați-mă în acest loc, hai. Da? Da? Urechi, de ce nu sunteți surde? Așa și fie drăcoaigo. Colombina. Dar naiba, ce mai vrea și ăsta? Ia du-te de aici, că n-am timp de tine.
Eu floarea asta cui o dau? A meritat cheltuiala făcută cu vraciu. Odată cu stăpâna? Fiamenta, o să mă distrez și cu slujnica. Colombina, Colombina. Intra. Lăsați asta! Casa asta are un blestem. Cel care intră pentru prima oară trebuie să arunce pe caldarâm 10 țechini, altfel merge prost. Aruncă veri pentru femeia iubită. Lăsați, ajung 15 țechini. Dați-mi mie să-i arunc în locul dumneavoastră. Zang, 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 zang. Acum puteți intra. Veți repeta întru totul fiecare cuvânt și gest al doctorului. Faceți cum arăt eu. Acum e regulă. Iată și pe omul nostru, doctorul Grațiano. Care va zic că pământul rodește via, via naște struguri, din struguri se face vinul, vinul a coborât tot în pântecul meu, deasupra pântecului e peptru, pe se sprijină gâtul, gâtul sprijină capul, capul mi-e plin de gărgăunul și de fluturi și joacă mii de fluturi în gât, în ochii din gât, în capul din ochi, din... mă duc în casă să nu dacă mă întrec cu băutura, sărțile sunt favorabil. Vă aștept în casă. Da. Ce mai e și asta? Ce văd acolo lângă poartă? Pare să fie o statuie. E o statuie. Ia să dai-o la o parte ca să pot intra. Și asta e umbra unui doctor, de așa de mare. Eu o trag spre mine, ea mă trage spre ea. Eu o dau în bol, ea mă trage în față. Aoleu, aoleu. Are și în grai umbra asta, te pomenești că e umbra unui doctor care trebuie să grăiască. Care trebuie să grăiască? Da? Da? E? E? Oh? M-a scos din sărite. M-a scos din sărite. Tu pe mine sau pe tine? Tu pe mine sau pe tine? Ia de treaba parte, nu o să mă să intru în casă! Da, să mă să intru în casă! Păi ce casă vrei să intri? În ce casă vrei să intri? În casa mea, firește! În casa mea, firește! Cum casa ta? E casa mea! Cum casa ta? E casa mea! Păi cine mai
mai ești tu? Cine mai ești tu? Sunt doctorul Grațianu. Doctorul Grațianu? Te pomenești cum ai fi un doctor Grațianu în casă. Care fi cel adevărat? Cel adevărat. Păi eu să nu se vede? Păi eu să nu se vede. Nu ești tu Grațianu. Nu ești tu Grațianu. Eu sunt Grațianu. Eu sunt Grațianu. Tu îi pare cu limă? Beligă-mă! Figlinul nu-i zice la paralău! Figlinul nu-i zice la paralău! Zice tot. Sunt întâmpit. Ești întâmpit! Talentul un pungaș! Talentul un pungaș! Ce s-a întâmplat? Ce-i zarma asta? Iată un pungaș care zice că nu-s Grațianu! Iată un pungaș care zice că nu-s Grațianu! Ușurel, ușurel, domnii mei! Aici e nevoie de niște scatolci. Care e adevăratul doctor Grațianu? Eu știu că nu se vede! Eu știu că nu se vede! Să cercetăm! Păi și lui! Al meu sună mai tare! Al meu sună mai tare! El este! El este! Eu sunt doctorul Grațianu! Cum ai de pe doctor Grațianu? Parcă te-am mai văzut eu pe aici, șarlatan! Kevin! Ai pus ceva la cale să intri în casă să faci vreun fărtișan? Azi aici! Poftiți, domnul Felcer! Ce mai ești asta? Eu, doctorul Grațianu, nu sunt doctorul Grațianu? Sunt doctorul Grațianu? Atunci cine sunt? Atunci cine sunt? Sunt doctorul Grațianu! Eu sunt doctorul Grațianu! Eu sunt doctorul Grațianu! Bă, eu sunt! Bă, eu sunt! Bă, eu sunt! Nu mai vorbesc cu voi! Nici nu mai vorbesc cu voi! Iată-l venim pe bunul meu prieten Paltarone. Poate el o să mă scoate din încurcătură. Îl văd pe socrul meu. Tare bățân mai arată bietul de el. Ce mutră o să facă când o să afle că acest tânăr e tocmai ginele său. Vito mai la timp, bunul meu prieten. Cu mine vorbiți, domnule? Nu e nimeni pe aici. Îmi pare foarte rău, dar n-aveți cum să mă cunoaște. Nici domnul Pantalone nu mă mai recunoaște, vă să nebuneți de bine. Spuneți că nu mă cunoașteți, domnule. Îngânfat ăsta de doctor își închipuie că toată lumea trebuie să-l cunoască, chiar și străinii care vin în oraș. Ia să-l fierbe puțin de-l ca să-i mai cadă nasul. Prea cinstite, domn, n-am avut onoarea să vă cunosc. Mergeți prea departe cu gluma atâta vreme cât vă cunosc foarte bine. E rândul dumneavoastră să glumiți. Cine sunt eu, n-aveți de unde să știți. Mă cunosc foarte bine, sunteți domnul Pantalone, iar eu sunt doctorul Grațianu. Spuneți că nu mă cunoașteți, nu? Dacă dumneavoastră sunteți doctorul Grațianu, n-aveți de unde să știți că eu sunt Pantalone. Pantalone. Iar dacă eu sunt Pantalone, fiindcă dumneavoastră n-aveți de unde să știți că eu sunt Pantalone, înseamnă că nu sunteți doctorul Grațianu. Altul care zice că nu-ți Grațianu. Să mă fi schimbat oare așa de mult? Potoliți-vă, nu v-a schimbat deloc. Ați rămas același bătunel. Îngânfat. Poltron. Grațianu ăsta. Scripturoi. Cârcotaș. Cu o gușă mai mare decât gulerul ce-l purtați în jurul gâtului. Cu o burtă rotundă cât luna de pe cer. Care nu se vede acum. Așa cum nu se vede nici știința cu care vă lăudați, deși v-ați dat singur titlul. Grațianu! Grațianu! Îmi spune și cineva care mă recunoaște. Grațianu! Grațianu! Atunci dumneavoastră nu sunteți altcineva decât prietenul meu, Pantalone, care suferă de gânci, colici și cicima cu cuie. Și surzenie. Ați luat razna, domnule. Vedeți bine că sunt un tânăr de 21 de ani și o lună, îmbrăcat în straie de mătase și care vorbește tosca. Despre cu tine de te vorbiți? Despre a mea? Nu se vede. Înțeleg, i-a fugit mintea de acasă. Se crede un altul, să-l iau cu binișorul. Sunt călău ăsta de doctor, s-a damblatit în așa măsură încât nu poate să mă vadă decât așa cum mă știa înainte. Ia să-l fierbe un ițelul și să mai râd puțin tel de el. Și să nu mă mai vadă deloc. Îți poruncesc,
Blană de berbec, să-l ferești pe pantalone de necazuri și ghinioare. Domnule, îmi cer scuze, am făcut o confuzie. Sunteți un tânăr... tânăr! Acum nu mai sunt deloc! Ce vorbă mai ești asta? Păi nu vedeți că nu mă mai vedeți? A, văd, cum să nu vă, sunteți un tânăr frumos, tânăr... Tânăr, cum să fiu frumos, tânăr, frumos, tânăr, frumos, că sunt invizibil? Da, nu, calitățile dumneavoastră sunt cât se poate de vizibile. Vedem noi acum ce vedeți și ce nu vedeți. Că mai pădăruie, că nu mai pădăruie. Cine mă, ești mă, e pădăruie, e grațian. Văzute pe aici, șarlatane. Mai pus altceva la care te-ai travestit în stafie, marci de aici. Că ăsta nu-i doctorul Grațianu, e numai o imitație. Acum înțeleg eu. Stafie, ticălasă! Parcă pe dumneata te-a mai văzut undeva. Nu ești cumva domnul magician? Numai că pe acela când îl vedeai, nu-l auzeai. Dar cine mai ești de ne ții din drum? Sunt chiar stăpânul tău, măgam, măgarul am vândut. Care stăpân, stăpânul meu e tânăr, frumos și îmbrăcat în niște straie elegante, nu? Aici mai sunt și eu? Nu, te uiți la tine în ce cal ești, ești mai dezbrăcat decât porcul stăpânului tău. Unde sunt energicii care au întemnițat în casa asta blestemată? Un doctor, liseții legate, un doctor! Mie tuete, nu sunt niciun doctor, mă dai capul, dați-mi drumul! Dați-mi drumul, sunt capitanul Spaventa! Să vede! Să vede! Nu se vede? Acum se vede? Vai, sărmanul meu stăpân! Înainte ținea să se căsătorească cu propria sa fiică, iar acum spune că e vestitul capitan Spavento! Bunul meu prieten, îi spune la acestor oameni că sunt pantalone! De trezne-te la asta, cine mai este? Nu mă recunosc, pentru că am întinerit. Sunt chiar viitorul tău tinere, bunul meu doctor! O, pe scurte capelioare de mai de doctor! Pe semne, căsătoria mea cu fia mea, tatea tulburat, mițel. Gaveta se va mai dărlai cu mine! Dați-mi drumul, Salomon! Mă să te zorg cu propriul dumitale copil! Vino să-l fie, doctore! Nu se niciun doctor! Tu nu ești pantalonul, iar el nu-i Grațianu, eu sunt Grațianu! Eu sunt Grațianu! Așa este, eu sunt pantalonul, iar el e doctorul! Minți! Nu sunt niciun doctor! Eu sunt doctorul! Mascare! 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 Eu sunt doctorul! Iar el ești doctorul! Tu nu ești tu! Tu nu ești tu! El nu e el!
traviată! Cine ești tu? Sunt slujnica dumneavoastră, Colombina! Și eu cine sunt? Sunt doctorul Grațiano, stăpânul meu! Adinaur, ziceai că nu sunt eu! Dar cine a putut să spună una ca asta? Nu știu! Poate a visat! Dar ce-i cu mine aici în stradă? Păi tocmai asta ne batem și noi capul! Ce-ai prefăcut, ticăloșule, că nu mă recunoști? Da, gluma asta să nu mai faceți, stăpâne! Nici nu v-am văzut de azi dimineață de când m-ați trimis să cumpăr niște nimicuri pentru sinerina Fiametta. Dar ce ați avut cu socrul dumneavoastră de a scăutat dulceava? Mi-a fiind până în păr! Ticăloșul de doamna, mai sunat! Da, dar de unde v-a vorbit cât se poate de politic o stăpâne? Eu am văzut. Nu mai văd niciunul pe aici. Mare mi vitejia! Mare! Mine trezide! Potoliți-vă, stăpâne! Că nu să vă mai am cu ce să vă cot pantalonii. Armura, vrei să spui? Armatura! Bine, spade, unde-i nemernicul de doctor? Care m-a făcut doctor? Nu vă spune, nu sunt doctor! Nu sunt doctor! Știți ca niște nobili ce sunt și deodată ați văzut răzniți. Ce să fie așa, doctor? Cum încești mici? Să chipzuiesc. Dumă să chipzuiesc. Poftiți. Dumă înapoi. Luna! Puterea lunii care în cea de-a patra fază ne-a făcut lunateci. Că venind de la față cu rămâne în stânga. E la față drept, în mijloc, ca o rază. Și la față se spate două cuibe, că e ca un punct. Bine că am scăpat nevătămați. Ce vedeți? Acum că suntem iarăși cu picioarele pe pământ, să revenim la treburile noastre și să încheiem actul de căsătorie cu fiica dumneavoastră. Fia mea, da. Ce vrei să pieriți de spada mea? Făceți-l! Viteze, capitan! Pe Fiametta am promis-o acestui domn care dorne să plătească o zestă de 5.000 de țechini. Acum că suntem iarăși cu picioarele pe pământ, să revenim la treburile noastre și să încheiem actul de căsătorie cu fiica dumneavoastră. Fia mea, da! Vite, ture-te! Vite, este capitan. De fia mea, am promis acestui top care-i dori să plătească o zestre de 5.000 de Acum că suntem iarăși cu picioarele pe pământ, pe pământ, să revenim la treburile noastre și să încheiem actul de căsătorie cu fiica dumneavoastră. Fia mea, ta! Fia mea! Ne vrei să pieriți de spada mea? Făceți-l! Viteze, capitan! Pe Fiametta a promis-o acestui domn care dori să plătească o zestre de 5.000 de țechini. Așa mai rămâne să discutăm acum că sunt din nou tânăr și frumos. Eu nu se vede. Stăpâne, ce m-a venit să spuneți una ca asta? Păi nu sunt tânăr, ia uite-te la mine. Vă văd așa cum v-am văzut întotdeauna, stăpâne. Da, magicianul? Da, da, din cheltuia la mea și ucică ticăloșul! Eu nu știu nimic din toate astea, stăpâne! Probabil că ați visat! Tot luna trebuie să-mi fost de vine! Tască! 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 Mi-am găsit bărbatul potrivit, cu el vreau să mă mărit! Dar cine mai ieși pe dișcară așa? Colombina, stăpâne, ce ne-am tâmpit? Păi văd două, Colombine! Luna, știi? Luna, tot luna e de bine!
Și cum sunt de bărbat, nu femeie? Păi sunt de bărbat, păi sunt de bărbat, nu femeie! Păi ce ți-i hatilul? Când s-o trezim, nu o să-ți mai dea seama. Ne? Luați, mă, luați! Dragostea noastră a învins! Aaaa! Am fost înșelat! Voi plăti cu sânge! Ce vrei să faci? Elorino! Nu faci asta! Nu faci asta! Iar acum, la despărțire, prea cinstită adunare, iertare noi vă cerem dacă cumva comedia noastră v-a plictisit sau nu v-a făcut cumva să râdeți. Iar de îngăduința voastră este tot atât de mare ca și răbdarea cu care ne-ați urmărit. Bucurați-vă, căci din dragoste adevărată două căsnicii s-au ales. Una mare a lor, pe care ați văzut-o astăzi, și alta mai mică a noastră. Să vedeți altă dată. Thank you.